La sfârșitul săptămânii trecute s-au disputat partidele din etapa a 28-a a Ligii a 3-a la fotbal. În seria a 5-a a competiției sunt angrenate și echipele ACS Comuna Recea și Viitorul Ulmeni. Ambele formații au încheiat la egalitate meciurile jucate în această rundă. Recea a remizat scor 1-1 meciul disputat în deplasare la FC Zalău, iar Viitorul Ulmeni a terminat cu același scor partida disputată pe teren propriu cu Avântul Reghin. În meciul de la Zalău, Comuna Recea a deschis scorul în minutul 32 prin Vlad Asăujan și a fost aproape de a obține toate cele trei puncte puse în joc, însă gazdele au marcat pentru 1-1 în prelungirile partidei. În partida de la Ulmeni, Avântul Reghin a deschis scorul în minutul 2 prin Bogdan Stăvilă, iar formația maramureșană a egalat 20 de minute mai târziu, după reușita lui Sergiu Chiorean, care a stabilit scorul final 1-1. În urma rezultatelor înregistrate în această rundă, Comuna Recea coboară pe poziția a 5-a a clasamentului cu 47 de puncte, iar Viitorul Ulmeni se menține pe locul 10 cu 32 de puncte. În runda următoare, penultima din actuala ediție a campionatului, Comuna Recea va primi vizita liderului AFC Hermannstadt, iar Viitorul Ulmeni va evolua pe terenul formației CS Iernut. Ambele partide vor avea loc sâmbătă, 20 mai.